Vă prezint defectele la acest servo motor hidraulic de direcție. Am avut următoarele defecte. Acest șurub cu cap de imbus și vârful cornic se înșurubează în pistonul cu cremalieră pentru a fixa butucul axului de comandă. Se vine montat în această poziție și se introduce butucul în piston până corespund aceste două găuri și se strânge cu acest șurub. Din cauza că acest șurub a fost slăbit, ne-a frecat în această zonă, mi-a uzat cilindru. Această cauză a provocat încă un defect, mi-a rupt secvență după piston. În această zonă avem doi segmente. La un capet și doi segmente la celălalt capet. Aceste defecte s-au manifestat în felul următor. Aveam joc mare la volan, prin faptul că acest butuc mișca în pistonul cu cremalieră, plus în acest butuc avem role, bile de rulment pentru a colisa pe acest canal melcat. În momentul când se rotește volanul, acest al melcat cu bile împinge butucul în față sau în spate, depinde în ce direcție, stânga-dreapta, mișcă volanul. Și în acest fel se împinge pistonul cu cremalieră în față sau în spate. Încă un defect ce am avut, care acest defect, când se defectează această garnitură, se manifestă în felul următor. Motorul când funcționează, rotim volanul spre stânga, presupunem că pompa e bună, avem presiune, în momentul când rotim spre stânga, mecanismul lucrează, se virează ușor. Însă, rotind spre dreapta, nu mai lucrează, merge foarte greu. Servo nu mai lucrează prin faptul că această garnitură este ruptă.